Hai, salutare, națiune! Bun venit la un nou clip. Un nou clip de tip hotelier. Suntem în Vasiliki, în Lefkada. Și aceasta este cazarea care ne-a servit pe post de casă timp de 6 zile. Astăzi este momentul să o luăm din loc. Schimbăm marea. 6 zile în Kefalonia, a urmat 6 zile în Lefkada. De fapt, au fost 7 zile în total în Lefkada. Dar o zi a fost doar de popas în drumul spre Kefalonia și urmează să schimbăm, ne ducem pe continent, mai stăm 2-3 zile și pe la Marea Egee, pe unul dintre brațele Greciei și după aia acasă. Așa arată cazarea, se numește Studio Meltemi, atenție, cu M, nu cu N, și arată foarte, foarte fain. Ai absolut tot ceea ce te poate interesa din punct de vedere al confortului. Este o cameră mare, ai un pat foarte mare, foarte încăpător, foarte confortabil și ai și o canapea din asta extensibilă, plus un frigider mare, un aer condiționat care este absolut necesar, necesar, repet lucrul acesta, cuptor cu microunde, mini bucătărie cu aragaz, un aparat pentru cafea, un fierbător și așa arată baia. O baie foarte mare, cu o cabină de duș foarte mare, accesorizată cu absolut tot ceea ce vă poate interesa din punct de vedere al unei băi, cu feon, șamud, etc. Și, desigur, televiziune prin cablu, Wi-Fi, care ca de obicei în Grecia este de toată jena, dar, nu pentru asta ai venit, ci pentru asta. Pentru asta te afli aici. O terasă foarte frumoasă, foarte spațioasă, unde poți să iei micul dejun, unde poți să servești prânzul sau cina, dar cu o priveliște de milioane. Asupra portului din Vasiliki și asupra, hai să zicem, pietonalei din Vasiliki, pentru că aici, propriu-zis, pe strada de jos, pe cum bine se poate vedea, se află absolut toate restaurantele, terasele și barurile din acest sătuc, hai să-i spunem orășel, numit Vasiliki, situat în partea de sud a insulei Lefkada. Bineînțeles, dacă vrei să mergi la plajă aici, plaja din Vasiliki, una dintre ele, cea mare, și desigur, locul acesta este recunoscut în plan mondial pentru pasionații de wind și kite surfing, tocmai datorită curenților de aer care se regăsesc în acest golf. Bun, ai uscător de rufe, ustensile să-ți faci curat după tine și cam asta este toată marea filozofie legată de acest, hai să zicem, apartament de tip studio pe care l-am luat cu foarte mult timp în urmă. Deci, atenție, dacă veniți în Lefkada și în mod deosebit vreți în Vasiliki, faceți-vă rezervare din timp. E greu, spre imposibil, să găsești cazare peste noapte, cu atât mai mult în vârful de sezon și cu atât mai mult cu cât prețurile în vârful de sezon sunt cu totul și cu totul altă poveste. De urmare, organizarea este esențială cu foarte mult timp înainte, dacă îți planifici concediul în această zonă, pe această insulă, care pentru mine, personal, rămâne insula mea preferată grecească. Și tocmai de aceea este locul în care revin cu foarte, foarte mare bucurie ori de câte ori am ocazia. Din păcate, anul trecut nu am venit. M-am dus să descopăr minunăția aia de Tasos, care nu a meritat absolut deloc efortul și cheltuiala. Și am renunțat să vin în Lefkada și am avut numai de pierdut. Dar anul acesta am recuperat, mai mult decât atât. M-am mai dus într-un loc în care vreau să ajung de foarte mulți ani și anume în Kefalonia, să văd care e șmecheria și pe acolo. Nu m-a dat pe spate, drept urmare, pentru mine tot Lefkada este principalul. Bun, dacă veniți aici, vă recomand cu absolut toată tăria această cazare sau genul acesta de cazare. Această cazare este situată chiar deasupra de strada pietonală, strada cu magazinele, strada cu terasele. Deci, propriu-zis, ai de coborât 15 trepte și ești în buricul târgului. De asemenea, dacă vreți relaxare, dacă vreți să vă bucurați de niște peisaje absolut, absolut
spectaculoasă și încântătoare, Lefkada este imbatabilă. Din păcate însă, există și foarte multe lucruri neplăcute, pricinuite din nou, desigur, de posesorii cu mașini de România, dar cuvântul de bază este ignoră și nu-i lăsa să-ți afecteze bună dispoziția și plăcerea de a te situa într-un astfel de loc. La nivel de prețuri, sincer să fiu, parcă, nu foarte mare, parcă un pic s-au majorat prețurile în ultimii 2 ani, dar nu exagerat, repet. În medie, pentru o cină, plătești undeva la între, în funcție de ceea ce vrei să mănânci, 50 și 100 de euro. Dacă te interesează lucruri mai complexe, știu eu, cu fructe de mare, atunci vei scoate mult mai mulți bani din buzunar. Dacă ești pe un buget limitat, atunci poți să mănânci la micul dejun, la prânz și seara, gyros, care este 5 euro și nu vei avea absolut nicio problemă. Poate doar niște kilograme plus după vacanță. Altfel, prețurile la plajă, la șezlonguri, acolo cu siguranță s-au modificat, în ideea în care, țin minte că în urmă cu 2 ani, cu 3 ani, cu 4 ani, cu 5 ani, plăteam 7 euro, 8 euro pentru două șezlonguri. Ori acum lucrurile s-au schimbat radical și în funcție de plajă plătești între 8 euro și poți să te duci până la 30-40 de euro dacă vrei baldachin, dacă vrei șezlonguri, în medie 20 de euro, două șezlonguri pentru toată ziua. Poți să vii dimineața, ți-ai luat șezlong, mai ales dacă vrei în primul rând, desigur, la VIP și să pleci ulterior la amiază, pentru că nu recomand sub nicio formă, în Lefkada cel puțin, comparativ cu alte insule grecești, nu recomand la amiază, în intervalul 12:30-4:30, să fii pe plajă. Dacă vrei să vezi ce înseamnă calamar prăjit, atunci n-ai decât să stai, dar și să suferi din plin pentru această opțiune. Vorbesc din experiență personală, din experiența anilor trecuți, când am pățit-o, cel puțin prima dată când am venit, pur și simplu m-am prăjit complet și au urmat câteva zile de suferință totală. Deci evitați cât se poate de mult acest interval orar, 12:30-4:30 după amiaza, să fiți pe plajă, să fiți la plajă. Cu toate cremele de protecție cu care vă dați, indiferent de factorul de protecție, vă veți prăji. Puteți după aia liniștit, când soarele se mai domolește, când arșița se mai domolește, să ieșiți la plajă iar să stați până seara târziu la 9:30. E un specific al acestei insule și anume, hai să zicem, modul în care soarele reușește să te prăjească. Asta este adevărul. Culmea, în Kefalonia, comparativ cu Lefkada, există o diferență de temperatură de aproximativ 4 grade, 3-4 grade între cele două insule, dar în Kefalonia nu se resimte la fel, nu ai aceleași probleme. Vă spun asta în ideea în care veniți poate pentru prima dată pe aici, nu cunoașteți cum stau lucrurile și încerc să vă furnizez o informație cât se poate de utilă, în așa fel încât să vă scuteți ulterior de niște dureri de cap. Bun, acesta este clipul din ghidul hotelier turistic Gavo. Ne luăm rămas bun de la priveliștea asta absolut încântătoare care mi-a bucurat ochii și sufletul în fiecare zi. Ne luăm rămas bun de la Lefkada, ne mutăm pe continent, mai stăm câteva zile prin Salonic, prin împrejurim și după aia drumul de întoarcere, pentru că ne așteaptă foarte, foarte, foarte multă muncă. Toate cele bune, națiune, numai bine!